Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România, aflat în subordinea guvernului, a adoptat cu unanimitate de voturi retragerea titlului de luptător pentru victoria Revoluției din 1989 pentru fostul președinte al României Ion Iliescu. Ca urmare a acestei decizii, secretariatul se va adresa instanței de contencios administrativ pentru a-i se retrage acest titlu lui Ion Iliescu și toate avantajele care decurg din obținerea acestei titulaturi. Cererea a fost formulată de către asociația 21 decembrie 1989, iar ca dovezi au fost utilizate atât CV-ul public al fostului președinte, cât și mărturii. Ion Iliescu, membru de marcă al Partidului Comunist Român. Fostul președinte Ion Iliescu afirma într-o postare la 32 de ani de la Revoluție că anii care au urmat despărțirii de ceaușism au fost ani de sacrificii, lipsuri de schimbări economice dureroase, chiar de eșecuri, dar că autoritățile de la acel moment au reușit ceea ce și-au propus ca obiectiv strategic, integrarea în Uniunea Europeană și în NATO, pentru că au reușit să fie solidare în promovarea intereselor țării și au păstrat dialogul politic și social. El afirmă că a ales ca metodă de guvernare consensul și își exprimă regretul că de la o vreme confruntarea a devenit instrumentul rezolvării tuturor crizelor, unele inevitabile, subliniind că adversarii politici nu sunt dușmanii care trebuie distruși, iar dialogul și negocierea nu sunt semne de slăbiciune. În Alta Curte de Casație și Justiție a admis vineri unele excepții ridicate de părți în dosarul Revoluției și a constatat nereglementarea rechizitoriului. De asemenea, au fost eliminate de la dosar unele probe și declarații, relatările făcute de Gelu Voican Voiculescu și Ion Iliescu în fața Comisiei Senatoriale au fost de asemenea scoase din dosar. Parchetul militar trebuie să clarifice situația volumelor rechizitoriului și să anunțe în 5 zile dacă menține dispozițiile de trimitere în judecată sau solicită restituirea cauzei.